fenomenul care face senzație în întreaga lume. Adevărul despre ziua pe celelilor cum este ea se rebetorit pe mapa mond. Ziua pe celelilor se rebetorit în fiecare an pe 1 aprilie, inspirat de festivalul Hilaria din Antichitate, a devenit un fenomen în epoca modernă la care participă oameni de pe tot globul, dar sublinierea mass media. Originea acestei zile celebrate de mai multe secole în diverse culturi este controversat, sublinierea învluit în mister. Istoricii au asociat ziua pe celelilor cu festivaluri din antichitate, precum Hilaria, celebrat în Roma, la sfârșit sublinierăitul lunii martie, în timpul ceruia participanții se deghizau în sublinierei purtau costume fanteziste. Există sublinierei speculații potrivit cerora ziua pe celelilor ar fi fost asociat cu echinocțiul de primvar sau vernal, sau cu prima zi de primvar din emisfera nordic, când vremea este în subliniere ieltoare. Potrivit unei alte ipoteze, care este intens vehiculat, tradiția pe celelilor ar fi început abia în secolul al XVI-lea. În 1564, regele francez Charles al IX-lea a decis să renunțe la calendarul iulian sublinierei se treac la cel gregorian, în urma conciliului din Trent din anul anterior, care stipula că anul nou trebuie să înceapă la 1 ianuarie. Această schimbare a decalat sublinierei schimburile de cadouri care însoțesc trecerea dintre ani. Pentru a întreține dubiile legate de adevărata dată de începere a noului an, anumite persoane au continuat să ofere cadouri pe 1 aprilie. Odată cu trecerea timpului, micile cadouri din aprilie s-au transformat în cadouri amuzante, în glume, apoi în veritabile stratageme pentru pecelirea rudelor sublinierei a prietenilor. În Franța, farsele sunt cunoscute sub numele de Poisson d'Avril pe subliniere că de aprilie, iar această denumire datează tot din secolul al XVI-lea. Cadourile care erau oferite în aprilie erau adeseori de natură alimentar. Acea dată corespunde cu sfârșit sublinierăitul postului mare, perioadă în care consumul de carne este interzis în rândul cresublinierătinilor, iar pe sublinieretele este permis în anumite ocazii. Atunci când glumele de 1 aprilie au devenit tot mai elaborate, una dintre pecelelile cele mai uzuale consta în oferirea unor pe subliniere tifale sublinierei din hârtie sau alte materiale. Tradiția glumelor de 1 aprilie s-a răspândit sublinierei în alte cer sublinierei regiuni ale lumii. În Marea Britanie, a ajuns în secolul al XVIII-lea sublinierei se nume subliniere de April's Fool Day. În Scoția, a devenit un eveniment întins pe durata a 2 zile, ce începe cu Hunting the Gough, vântoare de cuci, când pecelicii sunt trimi sublinierei se fac diverse comisioane aberante, Gough fiind un sinonim pentru cuc, un simbol pentru nebunie. A doua zi, celebrat pe 2 aprilie, se nume subliniere Tetailie Dai, ziua cozi, sublinierei constă în glume ce vizează spatele unor persoane, lipirea pe hainele lor a unor cozi false sau a unor afi subliniere pe este scris textul love subliniere tem. În Mexic,
Singura farsă acceptabilă de 1 aprilie vizează subtilizarea unui bun material al unui prieten. Victima prime subliniere pe în schimb bomboane subliniere e un bilet prin care este în subliniere tinca ce a fost pecelit. Există subliniere e o versiune indiană a zilei pecelelilor, ea are loc însă pe 31 martie subliniere i se nume subliniere te sărbătoarea Huli. În timpurile moderne, oamenii au devenit tot mai inventivi subliniere i-au creat, de 1 aprilie, farse tot mai elaborate. Ziare, posturi de radio sublinierei de televiziune sublinierei numeroase site-uri particip la tradiția de 1 aprilie, publicând subliniere tiri false, care au în subliniere elat de multe ori publicul. În 1957, BBC a anuncat ce fermierii elvecieni au obținut o recoltă record de spaghete subliniere i-a prezentat fotografii cu diverse persoane care culegeau teicei din copaci. Mulți telespectatori au fost pecelici de acea subliniere tire. În 1985, revista Sports Illustrated a subliniere-elat pe unii dintre cititorii săi cu un articol despre un presupus jucător de basketball, Sid Fink, care putea să arunce mingea cu o viteză de 270 de km pe oră. În 1996, Taco Bell, un lanț de restaurante de tip fast food, a anuncat ce a cumpărat Liberty Bell din Philadelphia, un clopot celebru, considerat un simbol al independenței Statelor Unite, ne. Sublinierea ce intenționează să-l schimbe denumirea în Taco Liberty Bell. În 1999, postul de radio BBC 4 subliniere i-a informat ascultorii ce imnul național britanic, God Save the Queen, va fi înlocuit în viitorul apropiat cu un cântec european, în limba germană. Scandalizați, mii de ascultori au telefonat imediat la postul britanic pentru a depune plângeri fac de această inițiativă. În 2000, cotidianul sportiv portughez Abola a publicat un articol potrivit căruia UEFA a decis să retrag Portugaliei dreptul de a organiza Euro 2004. Articolul a provocat o veritabilă traumă în rândul cititorilor ziarului. În 2002, site-ul canadian Burke News Vac a anuncat demisia ministrului de Finance, Paul Martin. Tirea, preluat de un buletin financiar britanic, The Guardian Letter, a provocat o secedere cu 32 de cenți a valorii dolarului canadian. În 2016, Nigel Farage, politician eurosceptic, ne. A anuncat ce va susține campania Remain care lupt pentru menținerea Marii Britanii nu e, ne. Iar cotidianul The Telegraph a anuncat ce oficialii francezi sublinierei germani de la UEFA sunt pe punctul de a cere suspendarea echipei de fotbal a Angliei, dacă britanicii vor vota în favoarea părăsirii Uniunii Europene la referendumul din 23 iunie. În acela sublinierei an, China a interzis ziua pecelelilor, iar agenția de presă oficial Xinhua a afirmat ce tradiția acestor glume sublinierei farse, făcute pe 1 aprilie, nu este chinez, anunț News.